Acestui crucial act istoric care a pus bazele formării statului național român. Vom discuta pe parcursul acestei activități rolul și importanța istorică a Dorobeni ca centru umanist. Pentru început, în deschiderea activității noastre, îl invit la cuvânt pe domnul primar, inginer Dorin Alexandrescu. Absolut necesar și un demers
atât pe normal, ci pentru români. Și de aceea mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care nu înțeleg de ce acest lucru nu se poate întâmpla. Asta este profesor. Poate să ne explice și nouă, ca să putem transmite mai corect cum sunt cauzatele la acest proceduri de acolo. Așa cum vă spuneam, vă doresc sănătate multă și vă doresc realizări de toate planurile și sper că la sfârșitul anului, de 1 decembrie, să ne regăsim, să ne revedem atunci când avem Ziua Națională a României și atunci tot România să căpărim. Este o lucru frumos de Ziua Națională atunci, când este marcată de aducerea românilor în același loc. Sper ca până atunci să avem vești bune, să avem căi prin care să determinăm cât mai mulți să creadă în acest deziderat și nu numai să creadă, ci să facem demersurile care sunt necesare la acest moment și la, aceste condiții. Cu aceste eu mi-am încheiat ceea ce vreau să vă spun, pentru că vreau să las celor în drept și care știu mult mai mult și mai amănânt până a spune despre aceste evenimente. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc cu dragă. Avem două sărbători definitorii. Nașterea Domnului și învierea Domnului. Și de multe ori sunt întrebări pe această temă. Care sărbătoare este mai importantă? Nașterea sau învierea? Și aici colegii sunt împărțite. Răspunsul este însă unul singur. Cam două reprezintă sau au aceeași însemnătate, pentru că nașterea Domnului este începutul mântuirii, iar învierea Domnului este împlinirea nașterii. De fapt, nici nu există termen de comparație între ele, pentru că fac parte din aceeași istorie, din aceeași căduială dumnezeiască, care ne-a dus nouă darul vieții celui veșnice. De aceea îndrăznesc să merg pe aceeași idee și să spun că nu există mică unire sau mare unire, de fapt există o singură unire, o năzuință care s-a împlinit în decursul a multor viață. De aceea este un moment cu mare însemnătate istorică și ne bucurăm în mod deosebit pentru că și din Moldova noastră, cumva la momentul respectiv, s-a ales ideea jertfei, de a jertfi ceea ce aveam noi moldovenii, pentru ca neamul românesc să-și împlinească dorința sa ființială. Unirea nu a fost o lucrare a hazardului, ci ea reprezintă o dorință pe care noi am purtat-o în sufletul nostru. Și tare mă tem că, din păcate, noi cei de astăzi nu mai reușim să ne lăsăm însuflețiți de un duh al comuniunii românești pe care generația înaintea noastră l-au păstrat, l-au transmis și pentru care de multe ori au putut să aducă și jertfa de multe ori supremă. Un al doilea gând, legat de ceea ce spunea domnul profesor, dacă ne uităm și cum s-a așezat de cele două sărbători, ianuarie și decembrie, reprezintă începutul și sfârșitul. Aș mai adăuga două gânduri legate de acest moment. Știm cât de importantă este unitatea de credință. Și să știți că unirea principală română s-a făcut cu acest deziderat. Aș îndrăzni doar să vă citesc două propoziții
legate de acest lucru, ce spunea domnitorul Alexandru Ioan Coza de două ori, în 1860 și în 1861, atunci când se adresa mulțime în legătură cu lirea realizată. A rostit cuvinte frumoase și adânci și spunea, eu citez, românii n-au uitat niciodată pe Dumnezeu în părinților lor. De aceea, nici Dumnezeu nu i-a uitat pe români. Așadar, Dumnezeu este Cel care a lucrat în ființa noastră națională și datorită credinței românilor, iată, rugăciunea lor s-a împlinit. Și un al doilea lucru și pe acesta și închei, momentul Unirii Principatelor ne arată cât de multe ori oamenii, dacă sunt uniți, pot fi mai puternici decât ceea ce se hotărăște în puterea lor, decât soarta care îi se dictează de mai sus. Știm cu toții modul în care s-a desfășurat Unirea Principatelor. Ce își doreau putere de garante și ce și-a dorit poporul românesc. Și iată că voința poporului, concretizată în alegerea unui singur domnitor, și-a dorit un singur domnitor, o singură capitală, un singur corp legiuitor, o singură biserică, a fost mai puternică și s-a impus peste pătrâne care se luase la momentul respectiv pentru destinul neamului nostru românesc. De aceea nu ne rămân decât să păstrăm respectul și recunoștința care se provine înaintașilor noștri și mai ales bărbaților de seama neamului românesc, iar noi să încercăm să ducem mai departe flacăra credinței, flacăra dragostei de țară și flacăra unității neamului românesc. Vă mulțumesc tare mult!